Dragi prieteni, iată că ne întâlnim din nou. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Bogdan Curta, cantautor și cercetător în domeniul muzical la Pompidou, Paris. Astăzi vă voi prezenta această completare la pack-ul pe care eu l-am creat, respectiv Yamaha V1 România, pack-ul V1 pentru Tyros 4. Am creat și un pachet adițional care se instalează peste pachetul de bază. Este vorba despre pachetul profesional premium, pachet care conține o grămadă de ritmuri premium, ritmuri de cea mai bună calitate, spuma ritmurilor, registri noi, ritmuri de ciardaș, foarte important, ritmuri de etno, ritmuri sârbești și, bineînțeles, ritmurile românești care nu pot să lipsească. Nu este un pachet la fel de mare ca și primul pachet, ca și V1, pentru că este o completare, da? Deci, ăsta este opțional pentru cei care au cumpărat primul pack. Un ritm foarte frumos de folk de pe Tyros 4, care în schimb nu suna destul de românește. Și aveam nevoie de un ritm de folk ca de pâinea caldă. Știți bine asta dacă mai cântați și genul ăsta sau balade. Pe Tyros 4 suna balada, muzică ușoară. Iată cum suna în formă originală pe Tyros 4. Eu l-am modificat. Asta e varianta originală din fabrică. Da? Sincer, puteau mai mult băieții de la Yamaha, la prețul ăsta, puteau mai mult. Așa l-am făcut eu. Da? Asta este diferența. Așa l-au făcut ei. Aceeași orgă, același ritm. O echipă de oameni l-au făcut așa, când puteau să-l facă așa. Deci aveți și un ritm de folk foarte, foarte bun. Ritm bănățean foarte bun. Sau același ritm. Și acum un ritm de disco ciardaș extraordinar. Da,
alt ritm absolut deosebit, nici nu știi. Are influențe preclasice, are influențe etno, are influențe Csárdás. Extraordinar ritmul. Da, și merge foarte bine pe etno. Foarte bun și acest ritm de etno. Veritabil ritm lăutăresc de petrecere. Superb, sufletul petrecerii românești. Dance, Hungarian Dance, un etno de zile mari. Maghiar Party. Pop folk foarte frumos, mai modern. Muzica
frumos rim lăutăresc moldovenesc. Monții Ciardaș. Extraordinar de petrecere. Purtata în toată splendoarea lui, alături de un saxofon superb pentru solo. Și rimul purtata mai are încă o variantă aici în... Asta este mai pe acordeon, da? Și acum ne întoarcem la prima. Prima este pe braci. Asta înseamnă să lucrezi un set. Un set lucrat, un set bine făcut. În condiții ultra profesionale, nu sunt doar niște samplere acolo. Ia câteva de la mine, că mai am și eu câteva și am luat de pe net încă nu știu câte și hai gata, am pleznit un set. Nu, în muzică și în sfera asta profesională nu se lucrează așa. Există niște programe de calculator speciale, trebuie să ai timp, extrem de mult timp. Nu poți face asta dacă faci asta după masa sau în weekend, nu. Trebuie să fii de profesie muzician, din asta să trăiești, cu asta să-ți ocupi, să-ți umpli timpul, mintea și inima. Și atunci lucrurile ies așa cum trebuie. Ritmul sârbesc. Dragii mei, nu mi rămâne decât să vă mulțumesc din inimă pentru vizionarea acestui video. Vă reamintesc că mereu vă stau la dispoziție pentru ritmuri, pentru samplere, pentru seturi, pentru aranjări personalizate de instrumente Yamaha.
Mă puteți contacta, puteți să-mi scrieți fie pe mail, puteți să mă sunați, dar mai întâi și mai presus de toate, nu uitați să faceți muzică vie, muzică din suflet pentru suflet și mai ales nu uitați că muzica este o artă, iar arta este făcută pentru spirit. Până data viitoare, care sper să fie cât de curând, Doamne ajută!